I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy. Hey, și bună, ce faceți, prieteni? Eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este un vlog foarte emoționant pentru mine și un vlog pentru sufletul meu, pentru că mi s-a tot cerut să vorbesc despre cum am reușit eu să pierd 21 de kilograme, pentru că am pornit de la 86 de kilograme și am ajuns la 65 și cei care sunt cu mine pe YouTube deci de la început mă cunosc și în varianta aceea mea. Și acum am văzut o schimbare, am tot primit mesaje pe Instagram, am primit și pe YouTube la comentarii și mai ales pe TikTok când am postat acel clipuleț, filmuleț, nu știu cum să-l numesc exact, au fost foarte multe reacții, foarte importante și foarte frumoase pentru mine, pentru că oarecum tot stresul, toată munca, toată lupta, de fapt, că a fost o luptă cu kilogramele, mi s-a părut că a fost văzută și apreciată și pe mine m-a bucurat tare mult treaba asta. Și am zis, ok, o să vorbesc despre cum am reușit să slăbesc, o să vă spun și ce alimente am consumat și ce, exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Dacă vi se pare că o să mă mai întrerup și că sunt puțin tristă, sunt tristă pentru că mă doare extrem de tare măseaua. Am avut sâmbătă un grătar în familie și când efectiv am mâncat carne, cred că am prins un os și măseaua mea s-a spart pe jumătate și mă doare extrem de tare și a fost duminică închis, luni a fost Sfântă Mărie și astăzi, marți, abia miercuri, adică mâine când o să intre vlogul la voi, am reușit să am programare la stomatolog, abia aștept, mă doare incredibil de tare și efectiv nici măcar calmantele nu-și mai fac efectul. Practic sunt cu o măsea în două bucăți în gură. Da. Așa, deci să vă spun. Cum a început transformarea mea? Ce m-a făcut să mă decid să slăbesc? Eu întotdeauna am fost, de fapt în copilărie până la vreo 18 ani, eu am fost slabă. Am avut maxim 60 de kilograme. Prin 2016, cam așa pe la începutul anului, ajunsesem la 72 de kilograme, dar din ce motiv? Mâncam foarte multe dulciuri, beam foarte mult suc și mai ales noaptea, adică făceam exces și abuz de treaba asta și am reușit să ajung la 72 de kilograme, v-am zis. Eu înainte, cel mai mult cântărind, 60 de kilograme. Și vă dați seama, când m-am văzut cu 72 de kilograme, eu învățată veșnic slabă, adică slabă, foarte slabă, eu având aproape 1,70 m, 1,68 m, ceva de genul ăsta, a fost un șoc pentru mine și am încercat să țin dieta RINA. Un lucru foarte rău. Vă recomand, insule, să nu țineți diete. Eu sunt persoana care a încercat extrem de multe diete. Și acele diete, credeți-mă, că au efect yo-yo. Am reușit să țin dieta RINA. 3 luni de zile am ținut dieta RINA toată. Adică aveam o zi de proteină, mâncam la prânz carne cu salată, iar seara mâncam jumătate din cantitatea de la prânz, a doua zi, următoarea zi era zi de amidon, adică cartofi, mazăre, chestii din astea la fel. O masă, iar seara jumătate din masa aceea, ziua 3 carbohidrați și ziua 4 doar fructe. O zi pe lună aveam zi de apă, ceva de genul ăsta. 3 luni de zile am ținut-o. De la 72 de kilograme am ajuns la 60 de kilograme, iar apoi a venit perioada de menținere. Acea perioadă de menținere în care au mai fost încă alte 3 luni, în care eu am ajuns la 57 de kilograme. Vă dați seama, mi-a plăcut extrem de mult rezultatul. Am fost foarte fericită cu acest rezultat. Doar că nu a durat o lună după ce am terminat dieta și nu neapărat că mi-am reluat tot stilul alimentar, dar am mai introdus, nu mai mâncam exact în aceea zi numai carne. Mai mâncam carne la prânz, nu știu, cartofi seara sau ceva de genul ăsta. Și am pus dublu la loc. Am ajuns în 2 luni maxim la loc la 75 de kilograme. Nu chiar dublu, mi-am pus toate kilogramele la loc și încă. Și a venit perioada să am cununia civilă în 2020. Deci până în 2020 eu am stat la 70 ceva de kilograme. În 2020 am avut cununia civilă în septembrie. În iunie am început iar dieta RINA. La dieta RINA de la 72 de kilograme am ajuns iarăși la, de fapt cred că ajunsasem la 74 de kilograme, am ajuns iar la 67 de kilograme, pentru că nu am mai ținut ci menținerea. Și
Nu am mai avut nici același rezultat, nu am mai slăbit nici măcar atât de repede și am slăbit mult mai puțin. Ce credeți? După ce am ținut iarăși dieta Rina, până în septembrie, a trecut cununia civilă, vă dau cuvântul de onoare, că după cununia civilă am plecat la Brașov. Mi-am luat o fustiță. Deci fustița aceea a fost bună de mine o săptămână. Cum am renunțat iar la dietă? Ce credeți? M-am făcut de nu mă mai putea cuprinde fusa. Fusă cumpărată cu o săptămână înainte. M-am îngrășat extrem de repede la loc. Iar din 2020 până în 2022 am ajuns să cântăresc 86 de kilograme. Perioada în care am mai ținut dieta disociată, dieta indiană, am încercat și Dukan, doar că erau prea multă proteină și digestia mea nu e cea mai ok. În fine, în decembrie toată lumea mă certa, mami mă certa, Denisa, te-ai îngrășat, nu e ok, nu e bine pentru sănătatea ta. Eu deja începusem să fiu obosită, nu mai aveam chef de viață, nu mai aveam chef de nimic, tot ce doream era să dorm și să mănânc. Ajunsesem să mă trezesc noaptea să mănânc dulciuri. Mă duceam noaptea la bucătărie, la dulapul de dulciuri, mâncam ciocolată sau Kinder Bueno și beam suc. Până la 4 dimineața se întâmpla asta. Mâncam, veneam frumos, mă puneam să dorm, mă trezeam dimineața, nu mâncam mâncare, numai dulciuri, că astea m-au îngrășat pe mine cel mai rău. Și prin decembrie, când deja efectiv nu mai puteam, mă durea spatele, mă dureau picioarele, nu puteam să mai urc scările, vă dați seama. 86 de kilograme sunt foarte multe kilograme. Și nu mă deranja fizic, ca să înțelegeți. Pe mine aspectul fizic nu mă deranja, pentru că eu sunt genul de om care prea puțin mă interesează că vine un om să spună, bă, ești gras, ești urâtă. Nu prea m-a interesat niciodată ce spun oamenii, pentru că întotdeauna am considerat că gura lumii nu o acoperă nimeni. Și n-am fost genul de om să mă intereseze. Niciodată. Dar sănătatea mea deja începuse să dea semne că am o problemă. Și nu găseam ambiția. Am încercat cu Rina, ce credeți? În decembrie am încercat cu Rina. Și am zis, da, nu mai merge, nu mai funcționa absolut deloc. Și am zis, altă dietă nu pot să țin, eu sală nu fac, prefer mai bine să stau nemâncat. Într-un final am zis, da, dă-l naiba. Începusem cu deficitul caloric. Am ținut și deficitul caloric cât l-am ținut. Într-adevăr, am slăbit vreo 2 kg, după care n-am mai ținut nici deficitul caloric. Exact cum trebuie. Și am zis, Doamne, trebuie să fac ceva neapărat, să mă văd exact cum sunt. Că, na, oarecum încercam să-mi impun mie, că nu mai arăt nici ok. Dar problema era că eu învățasem să-mi ascund kilogramele. Purtam haine foarte largi, știam să mi le așez încât să nu se vadă toate acele kilograme. Pentru că deja încercam să-mi implementez mie, că pe lângă sănătate, băi, nu e ok nici cum arăți. Dar, ce credeți, nu mă dădeam nicio înapoi. Nu mai aveam efectiv, ambiția mea era undeva la pământ, nu mă mai interesa nimic decât să mănânc dulciuri. Eu la licență am avut obezitate. Cred că intrasem în stadiul 3 de obezitate. Doamne ferește! Și am zis, vreau să mă fac blondă. Trebuie să mă fac blondă ca să văd o schimbare la mine și să pun ambiția din nou, să mă văd eu cum am fost și să arăt foarte bine și să am sănătatea ok, să pot să mă simt bine în pielea mea. Și m-am făcut blondă. După ce m-am făcut blondă, în secunda 2, am început să mă apuc de sală. De fapt, în ianuarie m-am apucat de sală. M-am făcut blondă, zic, gata, e momentul în care încep schimbarea. În ianuarie m-am apucat de sală. M-am apucat la un domn, nu vreau să dau nume. Acel domn nu se ocupa absolut deloc de mine. Nu m-a ajutat nici cu alimentația, cu absolut nimic, nici măcar cu exercițiile. Nu slăbeam. Am slăbit 2 kg, dar cred că mai mult din dietă, din deficitul caloric, pentru că din ianuarie l-am reluat, sau februarie, ceva de genul ăsta, cred că din deficit caloric am slăbit vreo 2 kg. Și acum eu îi spuneam soțului meu, măi Leo, nu e ok, nu mă simt eu că fac, făceam numai cu greutăți și la acele kilograme, eu nu aveam nevoie să pun masă musculară, eu aveam nevoie să slăbesc, adică masa musculară venea cumva apoi. Și v-am zis, eu nu aveam nevoie de treaba asta, eu voiam să mă văd slabă. O lună am făcut cu domnul, după 2 săptămâni am făcut singură pentru că dumnealui a fost plecat cumva în vacanță, mă rog. Și apoi a zis lui Leo, îmi doresc să fac cu o fată. Și ce credeți? Intru pe Instagram și la acolo Dumnezeu mi-a dat poză cu Ruxy. Și când am văzut-o pe Ruxy, am trimis lui Leo o poză și am zis, Leo, îmi doresc să fac sală la fata asta. Uite de cât de bine arată și sunt sigură că o să fac ce trebuie cu ea. Leo mi-a zis, mai stai, mai așteaptă, stai să vezi că poate. Și zic, bă, nu mai stau.
Și i-am dat mesaj fetei ăsteia, mie trebuia să mi se termine prietenei mele, scuze, prietenei mele, dar atunci era fetei ăsteia. Așa, i-am dat mesaj Ruxandrei și am spus că aștept să mi se termine abonamentul și după 5 martie vreau să vin la ea la sală, că atunci mi se termina. Zis și făcut. Mi s-a terminat abonamentul în partea cealaltă la sală, în următoarea zi am fost la Ruxi, la sală. Bineînțeles că prima dată când am făcut la ea, am zis, ferească-mă Dumnezeu, cu cine m-a adus la sală? Dacă mai vin și a doua oară la ea, înseamnă că sunt nebună la cap. Deci nu vreau să vă explic că efectiv am zis că acolo rămân, că nu mă mai ia nimeni după saltea și că acolo rămân întins. Am zis, gata, nu mai, atâta mi-a fost, sală am vrut, sală am. Și a fost un chin total. Dar un chin în care, nu știu, într-un fel un chin bun, exact un chin bun, ne spune, pe care pe mine m-a ajutat. Și cum am reușit să slăbesc, de fapt? M-am apucat de sală cu ea, că asta e întrebarea, cum ai reușit să slăbești? M-am apucat de sală cu ea, antrenamentele au fost doar cu greutatea mea, rar cu greutăți, dar și atunci cu greutăți foarte mici, rar la aparate, deci tot era cu greutatea mea. Și am înțeles că, de fapt, asta ar fi cheia succesului când vrei să slăbești, să ai exerciții fizice cu greutatea ta. Și ea mi-a recomandat și anumite, pe lângă o dietă, dar dieta aceasta nu vă pot spune punctual, o să vă spun cam ce am mâncat eu, ce mănânc eu. Nu vă pot spune cu gramaje și toate chestiile astea, pentru că asta este fix în funcție de persoană, de greutatea pe care o are, de înălțime, de, nu știu, obiectivul pe care îl are. Sunt foarte multe chestii care diferă. Dar eu ce am mâncat? În primul rând, am renunțat total la dulciuri. Primele două săptămâni am tremurat lângă dulapul cu dulciuri. Dar la modul când am renunțat, nu au mai existat dulciuri la mine în casă. Am renunțat la suc, la fel. Tremuram lângă raftul cu suc în magazine. Am renunțat la pâine. Cu pâinea n-am avut o mare problemă, pentru că nu sunt eu o mare mâncăcioasă de pâine. Am renunțat la prăjeli, la orice înseamnă prăjit, ulei, dulce, zahăr, orice. Singura chestie cu zahăr la care nu am renunțat a fost cappuccino, nu-i pun eu zahăr, are deja zahăr în el. Și am zis, prefer să-mi scazi din toate celelalte calorii, dar lasă-mi cappuccino, pentru că îți spun sincer, la cappuccino nu renunț. Și n-am renunțat, nici nu mi-a scăzut, dar în schimb, pentru fiecare cappuccino de băut dimineața, un exercițiu mai greu la sală. Ceva de genul ăsta. Între timp, vreau să vă zic sincer că am mai încercat, după ce am văzut eu că slăbesc, am mai încercat să mai mănânc niște brânzică, că n-am voie brânzică. Am mai încercat să mai guză colo-colo. Nu știu dacă mă credeți, dar efectiv, de fiecare dată când încercam să mănânc altceva, ori pe psihic, ori nu știu, legătura asta dintre noi două, că e o legătură foarte specială, între timp am devenit și foarte bune prietene, frate, îmi cădeau din mână, ba mi se spărgea paharul, încercam să mai beau suc din ăla fără acid, ba mi se spărgea paharul, ba mă tăiam, nu știu, la mână. Da, m-am tăiat cu un pahar la mână, pahar din coșul de gunoi, paharul care deja mi se spărsese că am avut suc în el. O chestie de asta foarte ciudată. Și am renunțat total să mai încerc. Și mi-a mai recomandat ea și niște suplimente alimentare. A zis, te va ajuta, te ajută și la sală să ai energie, te ajută și să stai oarecum pofta de mâncare. Și vreau să vi le arăt. E vorba despre Lipox. Am început să le iau și acum din nou, pentru că trebuie făcută pauză între ele. Sunt pastiluțe, așa. Dar, înainte de a le lua, dacă faceți sală, întrebați-vă antrenorul dacă este ok. Nu le luați de capul vostru, întrebați pe cineva care este avizat în acest domeniu sau dacă nu, puteți intra pe Instagram la Ruxi sau pe TikTok sau pe Facebook. Am să vă las eu link-urile în descriere și o puteți întreba pe ea și dacă sunteți din Pitești și vreți să faceți antrenamente cu ea, la fel vă o să găsiți link-urile, toate link-urile de la toate conturile ei la mine în descriere, pentru că vi-o recomand din toată inima. Așa, sunt pastiluțele acestea, sunt 3 folii și vreau să vă citesc despre ele ce conțin. Acestea sunt pentru digestie mai ales. Eu am o problemă cu digestia, întotdeauna am avut o problemă cu digestia și Lipoxul mă ajută extrem, extrem, extrem de mult pentru că are ceai verde. Și vreau să vă citesc despre ele. Supliment alimentar sub formă de tabletă ce conține o combinație specială de ingrediente destinate controlului greutății. Ingrediente, extract de frunze de ceai verde, extract de semințe de guarana, guarana, am citit ok, extract de rășină de gugul, extract de rădăcină de
erhodiolă. Mod de utilizare. La bărbați se ia o tabletă înainte de micul dejun și două tablete după amiază. Pentru început utilizați câte două tablete în primele două zile pentru a testa toleranța. Nu depășiți limita de 3 tablete pe zi. La femei, o tabletă înainte de micul dejun și o tabletă după amiază. Pentru început utilizați câte o tabletă în primele două zile pentru a testa toleranța. Nu depășiți limita de 2 tablete pe zi. A nu se lua cu mai puțin de 6 ore înainte de culcare. A se lua cu cel puțin 30 de minute înainte de masă. Rezultatele cele mai bune se obțin prin combinarea cu o dietă controlată caloric și un program de antrenament fizic. Este recomandat Lipox X să fie folosit în cicluri. Ciclul recomandat este de 8 săptămâni de folosire, urmată de o săptămână de pauză. Așa, a se păstra la loc răcoros, ferit de lumină, umiditate și căldură excesivă. A se utiliza înainte de data expirării. Așa, atenționări, supliment alimentar nu o locuiesc o dietă variată și echilibrată. Și nu se, din câte știu eu, nu se recomandă femeilor însărcinate. Adică 100%, pardon. Deci Lipoxul l-am luat și v-am zis, acum am început să-l reiau pentru că am avut pauză și nu luăm dacă avem pauză. Ce am mai luat? A fost Carnimaxul, despre care v-am mai spus eu. Îl iau înainte de sală, este așa, îl iau cu 30 de minute înainte de sală. Mă ajută să transpir și pentru a avea energie. Și mai am această proteină despre care v-am mai vorbit, o să vă las eu link în descriere pentru că n-are rost să mă tot repet. Aceasta este și adaug glutamina pentru a tăia oarecum febra musculară, pentru că, ce credeți, eu în continuare fac febră musculară. Și acestea sunt suplimentele pe care eu le iau. Ca și alimente, ce am consumat eu în toată această perioadă este proteina animală, adică piept de pui, la început doar piept de pui. Și acum mi s-a mai dat voie la cotlet de porc. Cartofi, ce credeți? Da, cartofi. Cartofii sunt foarte buni. Adică este un aliment care ține de foame, dar nu în cantități mari. Brânză cottage, salată, chestii din astea, dar salata cu ulei de măsline, fără ulei normal. Ce am mai mâncat? Pește. Alimente din acestea de origine animală, proteine de origine animală, salată, întotdeauna am voie și brânzică cottage. Dar v-am zis, dacă vreți o dietă, o vă poate ajuta ea și la fel și cu antrenamente și cu tot ce aveți nevoie, puteți apela la ea. Eu nu sunt avizată în acest domeniu, eu doar v-am spus cum am slăbit eu, cum am reușit eu să slăbesc pentru că am tot fost întrebată și am zis ok. Nu sunt eu avizată, dar vă spun din propria mea experiență. Am slăbit 21 de kilograme din martie până în august și sunt foarte fericită. Mai am un pic de burtică pentru că întotdeauna am avut burtică, dar o să tonifiem. Nici nu fac griji, nici nu mă mai stresez, nu vreau să mai mă stresez. Și am făcut și mușchiuleț. Da, sunt foarte fericită cu mușchiulețul meu, că eu n-am avut mușchiuleț niciodată și sunt foarte fericită cu el. Am înnebunit cu tata lumea cu mușchiulețul meu. Și cam acestea este modul în care eu am slăbit. Multă mișcare, multă mișcare de 3 ori pe săptămână și alimentație sănătoasă. 2 litri jumătate de apă, chiar și mai mult dacă se poate. Și nu există să nu aveți rezultate, dar vă mai spun o dată, o să vă las link-urile în descriere, pentru că ea este cea mai măsură să vă ghideze spre chestia asta sau dacă nu, înainte de a lua suplimentele alimentare, dacă faceți sală, întrebați-vă antrenorii, nu le luați după ureche pentru că nu este ok. Nici eu nu am luat nimic fără să cer aprobare. Da, acesta a fost vlogul meu, sper că v-a fost de ajutor. V-am povestit așa oarecum toată trecerea mea prin atâtea kilograme. V-am spus, nu am făcut-o pentru aspectul fizic neapărat, am făcut-o în primul rând pentru sănătate, pentru că la analize ieșise colesterolul destul de mare în condițiile în care eu toată viața mea am avut analizele la liniuță, niciodată nu mi-a ieșit nimic mărit. Și vă dați seama, când am văzut, chiar în decembrie le-am făcut, când am văzut că deja încep să crească micile valori pe acolo, am zis, nu e ok, eu care sunt cu analizele la zi, cum vine vorba, și niciodată nu mi-a ieșit nimic. La analizele de sânge niciodată n-am avut nimic crescut sau minus. Am zis, da, este clar, corpul meu nu mai funcționează în normele lui. Și grăsimea oricum este bună. Așa că
Acesta a fost vlogul meu, sper că v-a ajutat. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să-mi dați un like, un share și un subscribe pe canalul meu de YouTube. Vă aștept și pe Instagram și pe TikTok. Și ne revedem data viitoare. Vă pupăcesc!